vara lui 90 m-a trimis episcopul Serafim din Germania, era duhovnicul studenților, zice, dacă vrei să te faci călugăr, zice, să te duci să stai 2 săptămâni de probă la sâmbătă. E, am stat 2 săptămâni atunci la sâmbătă și am spus la fata asta care era paralizată, zic, mă, uite, eu mă duc la sâmbătă, dacă stau 2 săptămâni, dacă vrei să vii și tu, eu dacă sunt acolo te duc eu cu căruțul, nu trebuie să te la slujbele astea. Oh, bine, gata, am cerut binecuvântarea la Părinte Ofil, o să vină. Și într-o vineri au făcut maslu, s-au spovedit, s-au și împărtășit și am zis, mă, hai să le punem capac la toate. Mergem și la izvorul părintelui acolo în pădure. Erau 2 km de drum de țară până acolo. Când să plecăm la ora 3 după amiaza, s-au pus niște nori negri de ploaie și ea au zis, ce, nu mai mergem. Bă, eram convins că se întâmplă ceva, zic, trebuie să mergem. Mergem. Păi că nu știu ce, mergem. Când să mergem pe drumul ăla pe scurtătură, un camion a rămas suspendat peste un pârâu. Hai, ocolim. Nu, am făcut o oră până am ajuns la... Cu greu am ajuns acolo. Am luat-o în spate, că nu i-am amenajat cum e acum izvorul respectiv. Am luat-o în spate, m-am dus, am stat acolo, ne-am spălat un pic pe față, am început să zicem niște rugăciuni și la un moment dat ne trezim că apare o bătrână, o bătrânică, eu așa am văzut-o, înaltă și cu o față puternică, așa ca un bărbat, știți, zdravă. Doamne ajută, Doamne ajută. S-o aplicat, o luat apă și eu am spus la sora respectivă, zic că vreau să mă duc la chilie, la părintele în munte, unde și-o săpat el chilie acolo. Și atunci bătrâna ridică capul și zice, vrei să mergi la chilie? Și eu zic, eu da, Dumnezeu să-ți ajute. O fost singura dată când am ajuns. Băi, n-am mai ajuns. Și când au plecat, când se iasă pe ușă înspre pădure, se întoarce și spune pe un ton din ăsta care nu suporta refuzul. Ce? Vreți un măr? Și eu am zis, da. Și o băga mâna în straiță și o la 2 mere. Mi-a luat mie unul și unul la fata asta. Și-o plecat. Și-o îi spun la fata asta, zic, tu măreoară, zic, tu ai văzut ce pantofi avea bătrâna asta? Că în viața mea n-am văzut la o bătrână 47 la picior, niște șalupe dintre astea așa. Și ea spune, zice, nu, Doru, zice, că zice, nu puteam lua ochii de la ea, zice, avea niște ochi așa albaștri, simțeam că intră în mine. Și atunci am zis, mă, ăsta a fost părintele. Zice, și eu cred. Cât o dura discuția asta? Un minut? M-am dus, am căutat tot prin pădure pe acolo, nimic, nici urmă de bătrână. O trecut 5 minute, a venit un grup de oameni pe acolo să ia apă, nu știu ce, și am zis, nu, hai să mergem, că acum e gălăgie, nu știu ce, nu mai ne îmbătăm, ruga, hai să mergem. Și ea zice, hai că mi-e rușine să mă duci în spate, zice, mă țin de tine și merg până la căruț. Erau vreo 20 de metri. Știam că mai mergea 10 metri, așa putea să meargă, dar după 10 metri se întorceau picioarele, mâinile, știi. Și s-o ținut de mine și am mers până la cărucior. La cărucior zic, păi pune-te în cărucior să... Nu. Zice, hai că am văzut că mai tras greu pe panta asta, erau 10 metri de o pantă dintre asta, zice, mai tras greu, zice, mă duc până la... Dar nu mi-am realizat că, bă, stai un pic, asta a mers 20 metri și nu a pățit nimica. Hai, mergi până acolo, la drum. Și coboară, ținându-se de mine și de eu de căruț, până la drum. Când ajungem în drum, zic, nu, pune-te aici. Zice, nu știu că simt așa o putere în picioare, zice... Parcă aș mai merge un pic. Și eu am zis așa, bă, dacă tu mergi, măcar mergi până la mănăstire, să nu mai tot împing de cruciorul ăsta pe pietrele astea pe aici. Și atunci aș fi făcut așa o cruce, zice, Doamne ajută-mă să merg cât să nu mai supăr pe alții. Nu era vorba că nu mă supăra pe mine, dar erau oameni care se supărau că de ce te-ai dus tu să o duci la biserică, că era rândul meu, știi, că se mai întâmplă între creștini lucruri de astea. O mergi până la biserică 2 km. Când, nu știu dacă mai trăiește, cred că a murit anul trecut o femeie bătrână acolo, sora Orica, era sora unui părinte Paisie care a fost acolo. Mărioară, mergi! Și am zis, păi a venit la izvor pe picioarele ei. Asta e minune, nu știu. A doua zi a venit pe picioarele ei, a doua zi era sâmbătă, a făcuse febră și nu a putut să se ridice. Și a treia zi, și după amiază au plecat, și duminica s-a dus la biserică pe picioarele ei. Îți dai seama, să intri, toată biserica te știe de 17 ani că ești în căruț, să intri pe picioarele tale, să opriți slujba, preotul plângea, no. Taică mi-a fost la biserică atunci și mi-a spus ce s-a întâmplat, eu am rămas în continuare. E, femeia merge de 33 de ani, merge pe picioarele ei, mă înțelegi?
anul ăsta face 33 de ani de când merge pe picioarele ei și o stată. Păi cum să nu cred că a fost părintele, doar Sfântul Nectarie, nu s-a arătat la polițistul ăla după moarte.